În școli. În care școli? În aia unde nu se face nimic în România. Deci trebuie puțin treaba developată. Iar eu o să fac aici împreună cu domnul director Sârbu, am hotărât să facem o inițiere de concerte educative în școli. Eu am să mă duc în școli cu un pian electric și cu o pianistă sau cu un pianist. Așa, și să fac un fel de concerte de educație muzicală pentru ei mici. Cu sistem de tombolă, am câteva ciocolate de 15 lei, sau ciocolate de 3 lei. Între care pui o melodie. Pa, 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 ti, ta, 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 ta. De cine e asta? Dă, haide, stai jos. De cine e asta? Dă, la, dă. Bun, ai nimerit-o în ciocolata. Și atunci copilul începe să aibă o atracție. Ușor, ușor, ușor. Cumva în 10 ani de zile nu mai aveți pe filieră în Botoșani de cultură. Aveți mai de manele. Profesor, să rămână mesi frumos. Din suflet. Nu uiți mâine, nu? Nu uiți mâine la 6. Cum? Nu știu, asta e hotărăsc. Eu când sunt aici, vin, o să vin, o să am vreo 7 concerte pe an, nu știu câte o să am, în total, și atunci când voi veni, probabil că din când voi face și aceste concerte educative pentru copii, prin școli. Deci, pentru că dacă nu vine Mahomet la munte, atunci vine muntele la Mahomet. Trebuie găsit o variantă de reabilitare din punct de vedere cultural. Trebuie găsit o variantă de reabilitare. Domnul părintele, bă, fratele meu, ia o carte. Copiii ăștia până în 12-15 ani în ziua de astăzi, nu mai știu să găsi o carte.